Pacea Domnului să fie cu voi. Numesc Rareș Andrei de ani și provin dintr-o familie de creștini, dar similar cu fratele David, nu am ascultat ce am auzit în copilărie și am încercat să înlocuiesc pe Dumnezeu cu în diferite feluri. Și în ultimul an am simțit o chemare puternică din partea lui Dumnezeu și am simțit că e momentul să ascult. Și vreau să mulțumesc soției și fraților din care s-au rugat pentru mine, familiei apropiate și extinse tuturor. Dumnezeu ascultă. Am pregătit și un rezumat în versuri a procesului prin care am ajuns aici, aproape de a încheia legământul cu apă, cu Dumnezeul adevărat. Ok, poate nu se auzea prea, n-am mai vorbit la microfon, așa că, ok. Așa l-am auzit odată, la ușa inimii încuiată, pe Dumnezeu care vorbește. Vino și te pocăiește. Însă în minte atunci mi-am spus că n-am nevoie de Iisus și știu încotro să mă îndrept, la orice pot să țin piept. Și pe drumul presărat, cu iluzii și păcat, viața eu mi-am continuat, însă am rămas neîmpăcat. Dumnezeu, în îndurare, mi-a vorbit din nou, mai tare, și mi-a spus de acolo de sus, vino, primește-L pe Iisus. Dar atunci, în gând, mi-am spus, ca Iona voi sta ascuns, căci Dumnezeu va ignora păcatul din viața mea, că eu fac păcate mici, uite, mint un pic aici, sufăr un pic de mânie, doar în minte am curvie, sunt puțin plin de mândrie, am un pic de lăcomie, înclin spre idolatrie, dar eu sunt ca și iertat, că la nimeni cap n-am dat. Am furat, a fost de mult, voi căpăta îndurare, n-am nevoie de schimbare, și am lăsat păcatul meu să ia locul lui Dumnezeu. Dar cu așa un aliat am ajuns speriat, murdar, trădat. Și atunci, așa ca un ecou, l-am auzit pe el din nou. Uite, este șansa ta, dar poate fi ultima. Hai, deschide-ți inima și cu cheia modestiei, descuie lacătul mândriei, iar cu darul dărniciei rupe lanțul lăcomiei, renunță la idolatrie, mi te vei închina doar mie. Prin curățare mintea ta, de curvie o voi scăpa. Tu umblând pe calea mea, în veștul nu vei fura. Iar din negura minciunii, prin adevăr, te voi salva. Și prin pacea ce-ți voi da, mânia va dispărea. Însă, credința în Hristos îți va fi cea mai de folos. Căci doar prin El tu vei intra în împărăția mea. Acum, Doamne, pe final, îți mulțumesc pentru al Tău dar. Căci atunci când m-am plecat și către Tine am strigat, Doamne, dacă e cu putință, primește Tu a mea căință. Cu bunătate mi-ai răspuns, Te iubesc și ești iertat, acum mergi, fii botezat. Iar dacă Tu, cel ce asculți, știi că n-ai inima curată, adu-ți aminte, trup de lut, căci viața ta, mult prețuită, se poate termina într-o clipă. Atunci te îndemn cu umilință să te îndrepți spre pocăință. Și o să primești iertare dacă vei cere îndurare, căci doar prin darul fără plată, primit de la nostru Tată, inima ta îți va fi spălată. Amin.